لو și bine v-am găsit la un nou episod pe Prins în România. Nu uitați să lăsați un like, un share și un subscribe dacă vreți să mai continuăm pe episoadele. După cum vedeți, nu mai suntem în MEI, suntem în Mafia Rusă. Bine, în MEI sunt pe celălalt cont, dar acum filmăm în Mafia Rusă. După cum am zis și în episodul trecut, vom începe să filmăm episoade din alte facțiuni de pe nou cont. Acum vom merge să răpim niște jucători și după aia să luăm de pe domnul medic. Cum l-am găsit? Mi-a creat asta sau... Ia de jos de mașină. Bă, nu-n mașina ta, mă, în mașina noastră, unde urci? La noi. Hai, sus în Mercedes. Păi ziceți așa. Păi evident că la noi trebuie să urci în mașina, nu în mașina ta. Odată ce te răpim, la noi în mașina trebuie să urci. Mergem frumos aici de afară. Unde este un loc retras și foarte bun pentru a aduce jucătorii răpiți. Ia să-i scoatem cătușele și îl băgăm în clădire. Hai, vii după noi. Eu trebuie unde să băgă. Vii băiatul, dar trebuie să iei tot în față, așa. Ia te lume sa joaca la pocanele, mă. Stai jos. Se joacă. Păi bă, te-am răpit ca să te joci, mă. Stai așa în genunchi. Ia să vedem ce să-i facem. Face mișto de noi. Joacă la pocanele. Dar ele sunt scoase din priză. Am crezut că băgă ceva bun și el. Mai întreabă și cine încă? Cine? Mă. Asta mă, vezi de poate aducea. Ia... Care mă? Am, ați mă făcut. Hai să ducem jos și pe domnul ăsta care a venit înainte. Deci fac acolo duc restul. Ia să vedem câți bani are de salari. Puțin. Sunt și eu, vai de capul meu. 100 KK. Cu 100 KK ți ce o mașini. Ce ca sărac, mă. Ia, mă, ce se cadă fiecare? Sau poți luăm de tot jos? Ai de boss? Bă, dar nu... Bă, nu un milion. Maxim 500 cadă fiecare. Da, da, nu fine. Și acum, hai, putem să luăm motor. Ne-a dat banii, îi putem lua gătul jos.
torturam așa un pic. Facem o mică tortură. Tăiem de două, vedem de ce facem. Da. Ia mă ce fuge ăla, mă. Asta e șmecă, da? Fuge cu 5 mafioși în care 6. Că suntem. Hai, că ăsta e lungă, tău, eu nu mai am asta. Tai-l, ce mai? Hai mă, ridică-te să fiu în spatele lui, ca, în spatele lui ca să pot să facă animația aia, nu-mi iau tot jos. Ultimele cuvinte. Trebuia să iau gâtul mă atunci pe loc. Eu trebuie că fuge. Execută. Deci să stea pe loc mă, să pot să iau gâtul jos mă. Să o pun în spatele lui. Ia mă că nu stă pe loc, bă, al naibii. Hai cu lasă ăștia. Așa. Hai să reparăm mașina că Pigu este cel mai bun șofer. Pa, pa. Hai, Xelu. Aha, că și fuge. E al naiba. Are două somații. Ba nu, trei, mă. Da, cum ar fi? Hai, că mașina asta nu mă adăm. Hai, putem mă adăm. Trei somații. Hai, ne întoarcem înapoi la mașină, o să... Ia, Pigu, folosește droge. Bă, dar stai că și eu am câteva. Bă, hai să fac și eu niște box. Și acum, dacă vine poliția, ne-am dus. Dar sperăm că nu va veni nimeni. Perfect, hai că nu am fost prinși. Pe unde a pigul ăsta, mă? Mă. Șofer profesionist, pigul. Ia, mă, ce mă sună? Ia, mă, nu text. Alo, da. Vre. Când putem da testele? Ce teste domnul ca să mafie? Lasă, ia, lasă un PM. A, mă, că poate să nu l-am acceptat, el mi-a ieșit și îmi dă mesajul acum că vede că sunt mafie. În fine. Trebuie să-mi dea mesaj când mă vedea pe contul principal, nu pe ăsta. Hai, bă, să-l adunim pe Moody, mă. Haide, băi, sus, au zis mai că dacă trebuie să te ducem acasă. Bă, aș vrea să-l luăm pe Cosminel. E mai nabil așa. I-am luat și gata pe Cosmin. Hai de sus, bă, Moody. Da, nu reușim să-l luăm pe Moody.
la nora socia. Băiatul, hai sus. Hai, da, Ioane, sus. Să te ducem acasă. Așa, perfect. Tai pe ajuste. Colegă, pigule și pe contra la senzo. Mamă, stai să vedeți acum pe piguș. Mamă, pigule, conduci de nota 11. Da, ne-am dus acum. Ești bun. Ia uite, bă, pigule, cu cine ai dat de permis cu tanti de servici de la școală? Cel mai bun șofer, pigule. Nu vă recomand să mergeți cu el, că la cum conduce... Glumesc. Dar pigule, oricum, este cel mai bun șofer. Urci cu el în mașină, dar nu mai garantez că ajungi la locație. Așa da un 3, 4, 3 și ai de jos. Hai, după noi dau nenu că ridici mâine sus. Că nu te la poliția. Ușor, mă, eu te rog ce fuge. Poate cealaltă a fost așa. Stau aici. Stai aici. Unde? Hai. Câți bani ai la tine, băiețaș? Să vedem. Locuri trebuie să primesc acum. Lasă tot locurile, man. 17. Am zis câți bani, nu câți ani. Un cap pe cap. 500 ca la fiecare. Bă, 500 ca. Nu 500 ca pe cap. Așa. 500 ca la pole, 500 la mine. Am înțeles, dar vreau să... Vreau să ce? Să vă puneți la coada. Ai că tu ai și chef de mișto. Bani sau te tai? Perfect. Ce este care acolo? Bă, nu la pic, omul. Bă, alu, la slim. Pe că te căpăcesc. Banii. Îl rugăm? Da, mai să dau. Hai să dau după gură. Iar după gură și tot aghează. Am. Lucai, ia tu rogurile de la mine și togheze, te-am zis. Așa. Așa. Hai, cum e la rogurile? Mă toghezi zilnic. Ia mă, că și anulează animația, bă, e șmecher ăsta. Îmi bagă la venă. Ecstasy. Dar stai de chef dacă ai tăi din cămă la față cu noi. Hai să-l îngă tu.
Și am plecat. Ne facem discuții. Și a doua persoană omorâtă. Acum, dacă nu ascultă de noi, riscă să-i fie răgătut. Hai să-l pe miliția, bă. Oare reușim să luăm sau nu? Sau nu? Ai sus? Da. Hai să lăsăm, că văd că se duce cu jucător. Hai să mai ademenim pe cineva de la Tesla. Poate reușim să-l ciordim. Să vedem dacă îl putem lua pe Alex Solaru. A sunat un băiat și a zis să te duc acasă, că ai băut. Bă, care mă sună, mă? Alo, da. Mă sună Ion. Frate. Da, frate. Dar pile nu-s la după 20, o nouă, după 18. Hai că așa o să cum așa să lăpim persoane. Am stat după domnul milițian. Vii cu noi puțin. Am apel. N-am așa zis că nu și mie în polițism. Mă răpim. Hai cu jandarmi. Dar nu cred că reușim noi să răpim jandarmi. Că sunt doi totuși. Hai să luăm poate două. Ia mă, nici Tedu nu vrea să vină cu noi. Nu vezi că am șofer? Nu, s-a văzut armele. Cum că nu le-au văzut de jandarmii, e partea a doua. Nu pornește BMW-ul. Da, mă, nu vrea, bă, nimeni să vină cu noi. Să-i dăm niște acadele sau bombone sau să-i zicem ceva. Sau să-l ducem acasă. Vai, vai. Așa ceva. Și din câte se pare, Bigu ia creș. Da, clar. Ce să zic. Cam mai se încheie și acest episod din Viață de Mafiot. Nu uitați să apăsați acolo butonul de like, să dați un share și un subscribe dacă mai vreți alte episoade din Mafia Rusă. Eu am fost Ionuț. Salutare!